Cine mă tu? Ce rămân noi? Familia mea mă anunțează la sală. Și ce credeți? O să facem un antrenament forță cu antrenorul meu, cu vorul meu, cu sufletul meu, Alex Morar, cel mai bun luptător pe Muay Thai. Și astăzi, de fapt, eu împreună cu Alex Morar o să-l antrenăm pe Vicențiu. Vicențiu mi-a zis că vrea să-l ajut cu antrenamentele de luptă și eu o să îl învăț pe Vicențiu tot ce înseamnă legat de lupte, pumn, picioare, stol. Așa că o să dăm tare pe antrenament. Așteptăm să vină și el, că e trafic și are rău tot în București, asta și ne știe ejale. Și acum o să urcăm sus, ne întâlnim și cu vorul meu Alex și o să vorbim și o să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Așa că rămâneți pe fază și ne dăm la antrenamente. Pau! Cu vorul meu, cu Alex Morar, cel mai bun luptător pe Muay Thai, cum am spus. Și azi o să facem un antrenament forță cu Vicențiu. Îl știi pe Vicențiu? Nu știu. E, o să vedem acum are ce în stare și ce poate să facă. Vedem ce este făcut. Ce este făcut, da? Din ce este făcut. Ce material este făcut de subtul lui. Eu zic că o să fie bine. Am văzut care e mod de luptător, acum să vedem ce se întâmplă. Fratele meu, Vicențiu, te pup, bradere. Bine ai venit. Mulțumesc. Ești pregătit la antrenamente? Foarte pregătit. Că știi că vorul meu nu-i de joacă, pe care când pune pe tine, nu-l dă înapoi. Am văzut, am văzut. Ești motivat, da? Foarte. Atunci hai să dăm drumul la antrenament. Am să uit dacă sunt strânse, da? E ok. Foarte strânse, nu, când ajung mai mult cu fașa peste. Hop! Direct! Genunchi! Hop! Stânga! Hop! Bravo! Bun, bun! Vino, 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 vino! Pieptul, pieptul, așa! Așa, 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 bravo! Așa, așa! 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 Genunchi tare! Bine! Croșeu! Na, na, na! Încă dată, și... Ei! 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 Genut! Stânga! Oh, și... Și... 6! Și stânga! Oh, genut! Și... Și... Oh, dreapta! Oh, și... Și... Oh, stângul! Și... Antrenamentul de azi... Alex, vreau să zici ce părere ai despre Vicențiu. Una foarte bună, foarte ambițios, serios și vom vedea peste 2-3 săptămâni. Ți-a plăcut antrenamentul, frate? Foarte bine, unul la unul e cel mai bun antrenor și cine se antrenează cu el devine campion. Clar, asta clar că si. Mersi, și să ce credeți? Chiar s-a mișcat foarte bine, fratele. Și Bogdan, ai cam un adversar cam greu. Ai grijă, antrenează, ești prietenul meu și tu, dar ai grijă. Te mănâncă, Bogdane! Astăzi. Ce credeți, am ajuns acum în pantalonul la gala RXF. Am întâlnit aici cu fratele, prezentatorul de la RXF, suntem aici și cu Vicențiu. Și acum o să fac aici un concurs de ăsta de palme. Fiți pe fază că o să leșinem una pe aici. Capac pe urechi. Pe urechi. Mamă, ai putea așa ceva, brădere? Hă? Ai putea să tu faci așa ceva? Băi, aș face, dar cu femeia acasă. Ia. Ia. Opa, hop! Mă întreb dacă cum aș poate și eu. Bă, vă rămâi, cum e aici? Mișto, mi-a spart gura mea. Te-ai băgat aici? Niciuna, pentru niciun ban. Nici, dacă zice cel mai mare dușmanul tău, haide mă, dacă ești șmecher.
bă, ne luăm și ne batem. Ori ne punem undeva, ori mergi. Dar nu niciodată așa, că nici pentru 10 mi stricăm noi frumusețile astea de fest pentru 10. Și ce face că astea cu palmă mă bagă așa, cere bam. Da. Arele noastre. Și după plătești clauză contractuală, o casă. N-are nimică, n-are nimică. Măcar am dat de meu. Rânda 17 și dă... Vina, bă. Păi de la palme la fund am ajuns la palme peste față, frate. Trebuia să se bată și neaba aici, dar n-avea cu cine. Dar așa că ăsta deși aici. N-are adversar neaba. Luați-vă cu ea. N-am. Adevărul e că le-ai fi tot cu palma mea. Băi, e mai mare ca a mea. Nu, no, e mai mare. E o iubești așa. Defectul meu, tu ești. O iubesc, bă. Eu, frate, cum ești? Ești bine? Salut, Filiu, da, să știi. Stai că nici nu m-am văzut. Mamă, frate, ce mamă, binețit. Băi, s-a făcut în fier? Da, bravo! Băi, e respect că ai rezistat atât. Bravo. Mulțumesc. Sorin Gonza pe Facebook, pe Instagram. Dat acolo, Paolo, că merită. Aveți nevoie de bâtă, dar nici aia. Nu, să rupe, să mă. Nu știu dacă m-a ajutat, m-a spus pe TikTok, că bătă, știu că am mai luat. Bă, e bun, măi, bun, știu. Bine, bă! Bine! Este, bă! Ține, bine! Merge mai departe. Bine, scurtă, frumoasă. Cel mai tare campion la palme. Băi, pe lângă fața cum o are, sincer, merită centura asta. Sincer, sunt gelos că n-am centura asta. Chiar îmi place mă rău de tot. Dar respect, fratele meu. Cum te simți? Ești ok? Un pic de umflat. Vorbește. Bă, dar ești bun. Ești bun, bravo. Doamne ajută. Doamne ajută. Respectele mele. Chiar merit centura. Și uite ce tare e centura. Jur, e tare rău de tot. Hai, vezi, dai cu pumnul acolo să vedem. Ia. Campionul. Să vedem, bradere, și pe categoria până cum stai. Bine! Am prins-o bine! Bine, bara, vezi că e bine! Am un TikTok când am dat 994. Vezi că e bine! Nu-i rău, după E bine! Mai dau! Hai că dezamăgit de rezultatul meu! Haide! Nu văd bine, mulțumesc! Nu te-ai Gabi? Pe Danil, că te oftiți până dai după aia! Bine! Nu e rău, mă! Ăsta a fost și vlogul, vă rog pentru toți să dați like, subscribe și cât de curând o să urmeze cât mai multe vloguri. Așa că fiți pe fază și dați subscribe ca să vă țineți la curent cu tot ce vreau să postez de acum încolo. Vreau să mă țin de treaba asta și așa că fiți pe fază că o să face cu fratele o grămadă de chestii tare. Pau! Vă iubesc! Cine mă tu? Cine mă noi? Pau!